Ce fac băieții? Online Soccer Manager se întoarce cu un nou sezon, sezonul 2018-2019 și avem ratinguri noi la jucători. De Gea 94, super portar, Marcelo 93, Chiellini 90, Ramos 95, Azpilicueta 91, Pogba de 95, De Bruyne 97, Modric 96, Neymar 97, Messi 99 și Cristiano Ronaldo de 99. O să fie link în descriere către acest joc. Sunt convins că totuși mulți dintre voi îl au. O să puteți să-l downloadați de acolo, băieți. Absolut, absolut senzațional. Am luat decizia să încep un sezon nou cu Juventus Torino. Lăsați un like dacă sunteți de acord cu mine, dacă vreți să continui această serie. L-avem pe Cristiano Ronaldo, avem o grămadă de jucători buni și, bineînțeles, la început o să trecem prin clasice. O să ne uităm mai tăi peste echipă. Avem un Ronaldo de 99, Dybala de 96, Cuadrado 94, Douglas Costa de 93, Bernardeschi de 91, Mandzukic de 92. O grămadă de jucători din atac, o să mai vină Matuidi, Pjanic, Khedira 92, Emre Can de 86, dar bun pe apărare. În apărare după aceea avem pe Bonucci, pe Benatia, Cancelo, Chiellini, Rugani de viitor, De Silio, Barzagli o să-l dăm. Szczęsny, cred că ne trebuie cam câte un jucător nou pe fiecare poziție, nu știu aici, dar vă scrie selectat un 4-4-2-B. Noi cred că am jucat sezonul trecut 4-3-3-A-ul sau 4-3-3-B-ul. Nu mai rețin, cred că varianta aceea un pic mai ofensivă. Oricum o să facem câteva schimbări în echipă. Văd că, da, Matuidi, Khedira, Pjanic e clar. Ronaldo în atac împreună cu, să zicem, Dybala, Cuadrado. Cuadrado pe dreapta de 94, 30 de ani. Să schimbăm acolo Ronaldo cu Dybala sau să lăsăm așa? Nu știu, în fine, Alessandro în apărare, aici trebuie schimbat, Cancelo o să vină pe dreapta, fundaș dreapta, Benatia cu Bonucci central și Chiellini, bun frate, greu de ales, mă, greu, dar are 34 de ani, asta e problema lui. Perin în poartă de 85, s-ar putea să fie nevoie și acolo să intervenim puțin, să facem câteva schimbări. După părerea mea, ne trebuie un portar tânăr. Ne trebuie un portar tânăr, aș zice eu, și trebuie să vindem din ei. Ia să vedem ce avem pe aici. Mandzukic, Kin, Bernardeschi, Douglas Costa. Cred că pe Mandzukic ăsta, pentru că e mai bătrânel așa un picuț, știi? 32 de ani. La mijloc, nu neapărat, nu prea avem la mijloc. În apărare, în schimb, Chiellini, George Chiellini, cam bătrânel și el. O să scăpăm de el, o să-l punem pe lista de transferuri. Și pe Barzagli ăsta l-aș da. Nu știu, frate. Bă, are 37 de ani, bă, băiete. Nici nu știu ce pot să fac cu 2,4 milioane. Nu o să fie foarte importantă această schimbare. A treia să-l dăm. Mult prea bătrân. Haide acum să vedem, să dăm scouting la câțiva jucători. Și, de fapt, câțiva. O să-mi iau un portar. Vreau tinerel. Și vreau să fie quality bun de tot, așa, 80-89, mai mult după aceea îl creștem noi. 90 plus? Ok, hai să mergem pe 90 plus. Scout instantly și ia să vedem ce ne pică. Haide, ce ne pică, mă băieți? De Gea de 94, Pickford 90 și Thibaut Courtois de 93. Ok, interesant. De Gea are 27 de ani, Pickford 24, Courtois 26. Cel mai tânăr e Pickford, e și mai ieftin el și de 90, o să poată să crească foarte, foarte rapid. Luăm pe Pickford, băieți, eu zic că facem o afacere foarte, foarte bună cu el. Na, părerea mea. În continuare, squad. Asta e, să vedem cum arată, scoatem pe Perin și băgăm pe Pickford. Arată bine echipa, nu știu dacă ar mai trebui să mai cumpăr ceva. Chiar nu știu ce să zic. Hai să ne jucăm puțin la style aici, la tactici, bineînțeles, jucăm wing play, avem 4-3-3-ul acela. Din nou, unii dintre voi sunt mult mai experimentați la jocul ăsta decât mine, lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi aici la tactici cam ce se pliază pe acest 4-3-3-a pe care îl folosim noi. Cristiano Ronaldo să-l joc în bandă sau să-l mut atacant central? Să mai îmbunătățesc echipa,
să nu mai îmbunătățesc, să o las așa, să-i antrenez eu pe ei și să mai vând puțin. Ăștia de atac cam mulți, ca să fiu sincer. Oricum, oricum, hai să-i antrenăm puțin. Tinerelu, pe cine luăm de aici, mă? Mă, să luăm pe Dybala, 24 de ani. Mă, cred că Dybala se face forță mondială. Midfield coach, Matuidi, Pjanic, Khedira, Can, Bentancur. Bentancur ăsta, 21 de ani, frate? 21, foarte, foarte promițător. Foarte promițător. În apărare. Păi Cancelo, hai să mergem cu acest Cancelo și la portar, bineînțeles, cu Pickford. Mă întrebați? Și acum ne pregătim și de primul meci. Potriva celor de la Napoli. Napoli, frate, mamă mia, ce meci greu avem. Mamă mia, o să fie dificil. Okay. Dar nici chiar atât de dificil, frate. 1-0. Atât de rapid. Pjanic, accidentat, intră Bentancur. Cuadrado ratează, Cancelo ratează. Mertens, 2-0. Mai ratează Mertens încă una. Cuadrado, ok, 2-1. Mertens ratează încă una. 3-1, Mertens, ești nebun, frate. Dybala, 3-2. Ok. Mamă, dar nu mă aștept, am crezut că îi spulberăm, frate. Deci am crezut că îi spulberăm, mi s-a părut că avem o echipă super, super puternică. Se pare că nu e chiar așa. 3-2, Mertens ratează. Ok, bine că a dat-o pe asta. Galben pentru Himen, Ronaldo, hai mă, Cristiano, mă. Trebuie să... Da, ești încă una. Curatare, mă, Cristi. Încă una. Diavara ratează încă o dată, Mertens încă o dată și s-a terminat meciul. Duș rece și cred că îl merităm. Cred că îl merităm. Cred că trebuia, sincer, să îmbunătățesc echipa un pic mai mult. Înainte să înceapă meciul, ce l-ați văzut voi de fapt, strânsesem deja vreo 50 de milioane. Se vânduse Mandzukic, se vânduse cine mai pe Chiellini, pe cine mai pus eu acolo și stăteam bine la cășcaval. A fost zgârcit și asta m-a costat. Nu îmi dau seama însă pe cine să scos, frate, din echipă. Matuidi cred că e un pic cam defensiv acolo, ca mijlocaș central stânga. Bun, overall bun, dar un pic cam defensiv acolo. Cred că putem să îmbunătățim echipa foarte mult. Dybala, ok, marcat gol. Nu mai știu cine a dat primul gol. A dat Cuadrado. Cristiano nu a marcat, în schimb. Aș renunța la Cuadrado. Cuadrado e un pic cam bătrân, 30 de ani. Bine, ai zice și Ronaldo e bătrân, dar Cristiano e Cristiano. Aș renunța la Cuadrado. De fapt, aș renunța la el. L-aș păstra în cadrul echipei, dar l-aș înlocui, l-aș pune rezervă și aș vinde ce mai am pe acolo. Sau să-l vând pe Cuadrado, să păsez pe Douglas Costa. Și aș face, cred că aș face vreo 80 de milioane, 75 de milioane și să investesc într-un alt jucător, să luăm ceva de overall super, super tare. Să luăm pe Messi, frate. Să luăm pe Messi, eu zic că ar fi absolut genial. Îți dai seama, Messi și Ronaldo la Juventus. Ar fi chiar o lovitură de imagine senzațională. Portarul Pickford, ok, decent. Apărarea? Alexandru. Avem acolo cu Bonucci, cu Benatia, Cancelo, bunicică. Deci, părerea mea. Hai să scăpăm de Matuidi. Haideți să mai scăpăm de Cuadrado și să venim acolo cu un atacant tânăr de viitor, overall mare, să-l antrenăm, să băgăm bine în el și un mijlocaș central stânga la fel, să fie tânăr, overall mare și să-l antrenăm bine. Cam astea zic eu că ar fi mișcările pe care am putea să le facem în echipă. Acum, bineînțeles că e și seria voastră. Ascult și de sfaturile voastre, lăsați și voi un comentariu mai jos și spuneți-mi părerea voastră. Oviță, ai dreptate, Oviță, n-ai dreptate, vezi acolo la tactici că mai trebuie schimbat aia. Sincer, sunt așa, sunt bulversat puțin, nu mă așteptam sub nicio formă să pierdem primul meci. După ce, na, pana mea, Juventus Torino cu Cristiano Ronaldo, mega, mega echipă, da? Asta e, poate că au pregătit meciul tactic mai bine decât noi. Asta e. Asta o să fie totul pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Vă pup, Oviță. Vă!